Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Un parc de aventură spectaculos va fi amenajat în Băile Govora. UCB joacă mâine în Cupa României. Un tânăr de 23 de ani din municipiul Târgu Jiu, care a dat două spargeri în aceeași noapte, a fost prins de poliție și reținut pentru 24 de ore. În noaptea de 10 spre 11 februarie, suspectul a încercat să pătrundă în incinta unei cafenele și a unei pensiuni de pe raza municipiului. De asemenea, la aceeași dată, tânărul a intrat pe fereastra unei patiserii și a sustras o casă de marcat. La data de 13 februarie anul curent, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 23 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de tentativă la furt calificat și furt calificat. Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că tânărul, în noaptea de 10 spre 11 februarie anul curent, ar fi încercat să pătrundă în incinta unei cafenele și a unei pensiuni de pe raza municipiului Târgu Jiu pentru a sustrage bunuri. Tot la aceeași dată, ar fi pătruns printr-o fereastră închisă și neasigurată într-o patiserie, de unde a sustras o casă de marcat în care se afla suma de 120 de lei, cauzând un prejudiciu total de 550 de lei. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului și recuperarea prejudiciului. Un copil a ajuns la spital aseară în urma unui accident rutier care a avut loc pe drumul Express 12 în afara municipiului Slatina. În eveniment au fost implicate două autoturisme. Potrivit IPJ Olt, o mașină era condusă de o tânără de 24 de ani din comuna Coteana, iar cealaltă de o tânără de 29 de ani din comuna Hurezean, județul Gorj. În urma evenimentului, un minor pasager în autoturismul condus de tânăra din Gorj a fost rănit. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Cele două șoferițe au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Inspectorii ITM Gorj au efectuat în perioada 6-10 februarie un număr de 45 de controle în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Valoarea amenzilor aplicate a fost de peste 180.000 de lei. Printre cei sancționați se află și un angajator din Târgu Jiu cu domeniul de activitate transport călători. Cel în cauză a fost amendat cu suma de 10.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă. În perioada 6-10 februarie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat 45 de controle care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă cât și domeniul securității sănătății în muncă. Au fost aplicate 36 sancțiuni contravenționale în valoare de 188.000 de lei și dispuse 185 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. Un angajator din municipiul Târgu Jiu, având domeniul de activitate transportul terestre de călători, a fost sancționat săptămâna trecută de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj cu suma de 10.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. Complexul energetic Oltenia pregătește personal pentru monitorizarea activității din subunități și din termocentrale. În punctele de lucru vor exista operatori responsabili cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor. În acest sens, compania energetică a alocat fonduri pentru asigurarea de cursuri de formare profesională destinată categoriei amintite de salariați. Va fi folosit personal propriu care va primi sarcina să verifice tot timpul echipamentele de lucru. Primii operatori care vor beneficia de pe urma programului vor fi cei din carierele miniere. De altfel, măsura are legătură cu accidentul mortal de muncă de la cariera Jilt Sud. Complexul energetic Oltenia se menține cu o producție de sub 1000 de megawați în sistemul energetic național. Producția este sub media ultimilor 2 ani. Prin urmare și vânzările sunt afectate din cauza producției relativ reduse de energie electrică. În momentul de față, complexul energetic Oltenia are în funcțiune un număr de 4 grupuri energetice la 3 termocentrale. Sunt 2 blocuri energetice pornite la termocentrala de la Rovinar și câte unul la termocentralele de la Ișalnița și de la Turceni. Termocentralele pe bază de cărbune se află pe locul al 4-lea la nivel național. Una din sucursalele electrocentrale ale complexului energetic Oltenia nu renunță la serviciile poștale și de curierat clasice. Este vorba de sucursala electrocentrale de la Rovinari.
A fost aprobată achiziția de servicii de curierat și pentru următoarele luni. În ciuda programelor de digitalizare implementate la nivelul companiilor publice și al administrației, termocentrala folosește sistemul clasic de transmitere a documentelor. Este vorba în principal de contractele sau documentele pentru uz intern care sunt trimise la arhivare în formă printată. Își dorește să ajute în continuare bătrânii aflați la nevoie și nu numai din comuna Gorjeană-Buzduchin. Primarul Ion Ciocea spune că proiectul privind asistența socială și medicală a locuitorilor din Buzduchin a reprezentat un proiect de suflet pe care vrea să-l continue și pe viitor. Prin acest proiect au fost înființate locuri de muncă pentru o perioadă de 36 de luni. Acest proiect a avut un real succes și a reprezentat o mână de ajutor pentru cei aflați la nevoie. Pentru Ion Ciocea, acest obiectiv a reprezentat un proiect de suflet pe care o să-l păstreze și pe viitor. Am avut acel proiect pe servicii sociale și medicale, pe 36 de luni au trecut, am luat 1 milion de euro și acum, și bine, la proiectele acestea europene, că ăsta este scopul, să creezi locuri de muncă. Corect. Chiar dacă este un proiect de genul care nu lași clădiri, nu se vede o bancă, un scaun, dar am creat scopul, 20 de locuri de muncă pe 36 de luni, am acordat servicii sociale, am un centru de zi bătrân, avem de copii și prin cererea de finanțare, prin proiect, acum a trebuit să prelungesc 2 ani de zile. Și ca acei oameni care aveam pe bani europeni să-i trec pe primărie, să continui încă cu 60 de persoane, cu 60 de bătrâni, peste 65 de ani, în fiecare zi, la fiecare merge o persoană, merge, intră în casa lui, dacă bătrânul e în pat și are și asistent personal, mergem și acolo, să le acordăm dacă e nevoie de un ajutor de urgență, să meargă să vadă dacă care sunt singuri, dacă au apă, dacă au curățenie, dacă au, eu știu, un ulei, un zahăr. Și e firesc că a fost foarte greu proiectul, dar să știți că este de suflet. Acest obiectiv va fi extins și pe următorii 2 ani. L-am finalizat pe partea europeană și acum merg pe încă 2 ani. Gândiți-vă, trebuie să susții și salarii și toate celelalte. Nu este ușor. M-am bucurat când am luat 1 milion de euro. Când am creat 20 de locuri de muncă, 4 ore avea fiecare tânăr cu 24 de milioane în mână, erau bani și erau și era bine. După, acum trebuie să închei și acel centru multifuncțional, că de fapt de aici s-a născut și proiectul, cu servicii sociale și medicale, da. Cu acel bazin de not, cu acești bătrâni fac proceduri, unde avem medici, terapeuți, avem îi aducem cu ilon cu mașina de acasă, îi aducem, își fac toate cele ce fac acolo medical și îi ducem acasă tot cu mașina. Este, chiar sunt proiecte pe care ușor-ușor suntem și noi mulțumiți pentru timp și pentru ce aș vrut să facem, dar vreau să vă spun că la început a fost foarte ingrat, a fost pentru că oamenii nu vreau să vină, să le acordăm. Erau sceptici. Un mare parc de aventură va fi amenajat în orașul Băile Govora. Investiția de aproximativ 8 milioane de euro va fi realizată cu fonduri europene. Proiectul era în plan de mai mulți ani, însă nu s-a putut concretiza. Acum, odată cu deschiderea noilor axe de finanțare, autoritățile locale au introdus acest proiect în strategia de dezvoltare a orașului și, în sfârșit, a fost aprobat. Am reușit să ne înscriem încă din 2020, din ianuarie, pe linia aceasta și 3 localități au primit girul. E vorba de Băile Govora, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Am întocmit documentația cu fonduri europene, am luat acte de tot ceea ce presupune acest aspect, trecând prin furcile caudine ale proiectului de finanțare europeană pe zona aceasta și am întocmit un studiu de fezabilitate. Acest studiu a fost și la cerința nu numai a noastră, dar și a altor oameni de bine din Ministerul Turismului, ca el să fie și neapărat într-o zonă 3D, pe care l-am și făcut. Parcul de aventură va fi construit atât în zona fostului izlaz, unde va fi montată și o spectaculoasă tiroliană de 1,5 km, cât și în zona parcului central, unde vor fi amenajate, printre altele, mai multe trasee de aventură, ale pietonale, spații de joacă și o parcare. Să
în zona fostului Izlaz, în care vor fi realizate o instalație de tip tiroliană, o instalație tip bob de vară 4 anotimpuri, un circuit pentru carturile electrice, o pârtie de tip tobing, un circuit mountain bike, stație pentru trenuleț electric, zona administrativă și zona de parcare. O altă zonă în cadrul aceluiași proiect reprezintă zona parcului central, în care vor fi amenajate, printre altele, 8 trasee de aventură, un turn de escaladă, o zonă de multe activități, cred un spațiu de joacă, zona administrativă, stație pentru trenuleț electric, zona de parcare. În momentul în care acest proiect se va concretiza, va aduce o serie de beneficii comunității. Am mai ținut să puncteze primarul Mihai Mateescu. Se va crea o întreagă mini-industrie. Se vor dezvolta acele IMM-uri mici și mijlocii rapid. Se va dezvolta zona de producție, zona de cenuri de suveniruri, de cazare și așa mai departe, de care orașul a suferit dintotdeauna, întrucât pe vremea comuniștilor, deși granițele erau închise și clasa muncitoare era băgată cu forță în stațiunile balneare, acum este o chestie selectivă, o armonizare foarte, foarte clară a ceea ce înseamnă noul agremeș divertisment în turismul din România. Stațiunea Băile Govora este una dintre destinațiile cunoscute ale județului Vâlcea, care și-are începuturile în secolul al XIX-lea. Se spune că primele izvoare cu apă sărată au fost descoperite întâmplător de un țăran în timp ce era la treburile câmpului. La scurt timp, renumele apelor tămăduitoare a ajuns atât pe plan național cât și european, fiind faimos ca locul cu aerul cel mai curat. Aici se pot trata afecțiuni reumatice, respiratorii, digestive, ginecologice sau endocrinologice și se pot face băi în apele miraculoase ori tratamente cu nămol. UCB Târgu Jiu are meci miercuri în Cupa României la handbal. Gorjeni evoluează pe teren propriu împotriva formației Sporting Giva. Partida se joacă în sala sporturilor începând cu ora 14:30. Brașovenii au terminat campionatul regular pe locul 7 în seria de A divizia. În schimb, UCB evoluează în play-off, acolo unde a pierdut primele două meciuri. Directorul clubului, Virgil Popovici, a declarat la Accent TV Oltenia că nu se așteaptă la un meci facil, dar vrea calificarea în optimile competiției. Cupa României și la fotbal ca și la handbal n-are favoriți. Într-un meci, oricând se pot întâmpla surprize. Nu trebuie să ne culcăm pe urechea că suntem favoriți cu Ghimbavu. Avem avantajul că jucăm acasă și că și Cupa României este un obiectiv pentru noi. Cu atât mai mult cu cât dacă ne calificăm în turul 2, avem șansa să jucăm la Târgu Jiu, de ce nu cu o echipă de, cu una din, chiar și cu una din primele 5 echipe din Liga Zimbrilor. Un adversar, a spune eu, nu facil, nu la îndemână. E un adversar care în grupa, în seria din care a făcut parte, n-a avut unul dintre cele mai bune sezoane. Duminică, UCB Târgu Jiu a fost învinsă tot pe teren propriu de CSM Reșița. Partida din campionat s-a încheiat 25-31. Debut impresionant în Liga 1 pentru un tânăr basketbalist gorjean. Mihnea Vlaicu a jucat primul său meci pentru echipa de seniori a CSM Corona Brașov. Tânărul de doar 16 ani joacă la echipa de juniori a Clubului Sportiv Universitar Știința București, iar la senior joacă cu dublă legitimare. În doar 23 de minute și 14 secunde, tânărul gorjean a marcat 11 puncte, a dat 3 pase decisive și a terminat cu un indice de eficiență de 16. Mihnea Vlaicu este elev la Colegiul Național Iulia Hajdeu din București la secția de matematică informatică în clasa 11-a și dorește să meargă la Universitatea Politehnică București la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică. De-a lungul carierei sale, acesta a obținut mai multe victorii, fiind și campion național în urmă cu un an la Under 16 cu Știința București. Echipa CSM Corona Brașov este una dintre formațiile care anul acesta își dorește promovarea pe prima scenă a basketului din România. Universitatea Craiova a avut o zi plină luni până la închiderea ferestrei de mercato din România. După ce au reziliat contractul lui Arlauschi, soltenii s-au mai despărțit de alți 3 jucători și de un oficial. Paul Pap a fost cedat definitiv la Petrolul Ploiești, în timp ce Ivan Martici a fost împrumutat la Universitatea Cluj. Tot la Șepcile Roșii a ajuns și Dan Nistor, care pleacă după 3 ani din Cetatea Banilor. Din Ardeal a făcut cale întoarsă spre Craiova fundașul Ștefan Vlădoiu, rechemat la echipă de Eugen Neagoe. Clubul doljean a suferit o modificare importantă și la nivel administrativ. Universitatea Craiova s-a despărțit de managerul general Marcel Popescu. La echipa secundă a fost anunțată o nouă achiziție. Este vorba despre Jean-Baptiste Mendy, un fundaș senegalez de 19 ani, împrumutat de la CSI-ul până la finalul sezonului. Acestea au fost știrile Accent TV. Eu sunt Adina Cocoș și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!